găsit, prieteni, la Clinica Provita, unde ne aflăm noi acum. Primăvara a venit mai hotărâtă și mai înfloritoare decât în oricare alt loc, pentru că tradiționalul marș pentru viață pe care organizatorii îl realizau o dată pe an s-a transformat, a înflorit într-o săptămână pentru viață, plină de evenimente colorate, despre care Iulia și Roxana o să ne spună tot ce știu în minutele următoare. Salut, Roxana, Iulia! Bună dimineața! Cum de ați venit cu un capitol nou? Cum ați deschis un capitol nou în lupta pentru viață din punctul de vedere al evenimentelor cu care ieșiți în public? Cum de ați trecut la ceva nou? Cum de am trecut la săptămâna pentru viață și de la marș? Da. Având în vedere că anul acesta echipa de organizare este mult mai mare decât anul trecut. Păi și de ce e mult mai mare? Ce se tot întâmplă aici? Se pare că devine un eveniment contagios și sperăm că nu e vorba doar despre un eveniment, ci despre o atitudine contagioasă. Și având în vedere că avem, după cum spuneam, mai multe persoane implicate în organizare, fiecare vine cu idei și adunând mai multe idei la un loc, iese ceva gen săptămâna pentru viață. Se organizează... Cu care facem cunoștință anul acesta. Exact, pentru prima dată și de fapt e și o premieră la nivel național. Da, în mai multe orașe din România se întâmplă săptămâna pentru viață sau ceilalți au rămas la marș? Voi ați trecut, voi, clinica din Cluj. Sunt mai multe orașe în cu care săptămâna. Se organizează săptămâna pentru viață, dar nu suntem singuri. Asta e bine. Da. Și ne-am dat seama că publicul larg are nevoie de mult mai mult decât un simplu marș pentru viață o dată pe an, care două ore, exact, da, două sau an. Trei ore într-un an e prea puțin și atunci sperăm că evenimentele din săptămâna pentru viață vor fi contagioase și vor informa și vor conștientiza publicul larg asupra valorii vieții, asupra valorii ființei umane și tot ceea ce ține de partea asta de pro-life. Hai să sperăm că îl vor cuceri, de-a dreptul, nu numai informa. Da, așa e. Dar ați văzut că nu prea se schimbă lucrurile și v-ați gândit, n-ajunge marșul? Sau cum ați ajuns la concluzia că nu-i destul marșul? N-au fost rezultatele pe care le-ați așteptat? N-am putea spune că n-au fost rezultatele pe care le-am așteptat, pentru că am văzut că de la an la an marșul crește, cel puțin din punct de vedere numeric. Ba mai mult decât atât, anul acesta au fost destul de multe persoane, atât din mass media cât și din alte sfere, care au venit înspre noi și știind că organizăm marșul, și-au dorit să se implice și s-au oferit să ne ajute cu diverse aspecte. Se pare că e o mișcare care crește și tocmai pentru asta credem că e nevoie de mult mai mult decât atât. Oamenii au nevoie să asculte niște adevăruri, nu doar să participe la un eveniment în stradă. Și se pare că unii dintre oameni au nevoie și să se implice. Uite, așa au apărut ghioceii, primii ghiocei, dacă merg pe metafora primăverii. Mă refer la niște clipuri pe care le-ați realizat cu niște figuri publice. Cineva a venit la voi și v-a adus ideea asta să realizați clipuri cu ce figuri publice și ce spun ele despre evenimentul vostru? Da, unul dintre organizatori a venit cu această idee, tocmai ca să avem, să putem promova în mai multe sfere marșul și în principal ne-am axat pe lideri credincioși. Unul dintre clipuri este realizat de președintele Alianței Familiilor din România, Petre Costea. Deci pe lângă lideri religioși aveți și da, alte sunt figuri. Și artiști și în general, da, cei care au un cerc de influență, cum ar fi, unde se poate promova această, în primul rând, marșul, dar și săptămâna pentru viață. Și cred că sunt foarte folositoare, mai ales pentru că sunt scurte, se pot difuza pe YouTube, pe Facebook, pe Twitter, deci e ceva care poate fi viral. Sperăm să fie. Da. Și, într-adevăr, uite, domnul Peter Costea poate să ducă mai departe cauza vieții, pentru că e potențial
Exact, europarlamentar. Candidat independent la europarlamentare, într-adevăr, și noi la Cluj suntem chiar foarte onorați că el va fi aici în ziua marșului, ne va vorbi și da, într-adevăr, este extraordinar că avem un lider. Sunt mai mulți în țară, dar noi o să-l avem aici pe Petre Costea chiar în ziua marșului. Ce v-a plăcut vouă la oamenii ăștia pe care i-ați descoperit ca susținători ai Provita în clipuri? Cu ce v-au surprins pe voi ca organizatori? În general, oamenii cu care am lucrat pentru realizarea acestor clipuri de promovare nu ne sunt figuri noi, ci sunt persoane cu care am colaborat de-a lungul timpului și cu care deja avem o relație. Și pentru că știm poziția lor și pentru că știm că și cu alte ocazii au susținut cauza Proviață, bineînțeles că ne-am hotărât să-i abordăm în direcția asta. Ceea ce mi-a plăcut foarte mult atunci când am mers la ei acasă, practic, la unii dintre ei am fost chiar acasă și am realizat filmulețele despre care spuneai, e naturalețea, dezinvoltura, prietenia pe care au arătat-o, faptul că sunt foarte deschiși, volubili și gata să își răpească din timpul lor pentru a susține o cauză. Mă gândeam că pastorul Cosman l-a adus pe fiul lui în filmare ca să împărtășească despre cauza voastră ceva din experiența personală și asta face mult când dai de la tine. Da, da, face foarte mult și mai mult decât atât, Gabriel Cosman, fiul pastorului Gigi Cosman, va fi prezent la marș și își va spune povestea, pentru că nu știu câte persoane știu faptul că Gabriel Cosman este un copil care, pe care medicii ar fi vrut să-l avorteze. Nu l-au recomandat. Nu l-au recomandat, da, da. Mamei lui s-a spus că își va pierde viața, atât ea cât și copilașul. Toată lumea i-a recomandat să facă avort și totuși a avut foarte mult curaj și foarte multă credință să meargă mai departe și îl vom vedea pe Gabriel Cosman în ziua marșului, sănătos, frumos, inteligent, la 18 ani, cu viața înainte. Pe când i se întâmpla povestea, el nu putea să o spună. Acum o să poată spune. Da, da. El e foarte încurajator. E o mărturie foarte încurajatoare pentru femeile care se gândesc la ideea unui avort din pricina unor potențiale malformații despre care medicii vorbesc. Ce alte surprize? Că se pare că va fi o săptămână, nu doar un marș, o săptămână cu surprize. Ce alte surprize ați pregătit? Bine, cei foarte interesați care vă știu și vă urmăresc știu deja că săptămâna conține conferințe, filme, dar detaliile așa calde de la voi acum se pun pe tavă. Și Iulia, tu însă ți-ești un element nou în echipă care ai adus elemente noi. Da, mai degrabă am adus elemente noi, că am fost implicată din primul an. Da, anul acesta a pornit anul trecut, numai nu s-a realizat. Anul acesta însă am reușit, luând legătura cu niște regizori din Hollywood care au făcut un film pro-life crescendo, e un scurt metraj, am reușit să-l aducem în România în premieră. Păi, nu se poate și să nu te întreb cum ai reușit să iei legătura cu asemenea personalități. Așa, un pic de background. Eu am crescut în Toronto, 18 ani, și acolo eram implicată oarecum în mișcarea pro-life, în sensul că acolo cam toate bisericile și comunitățile creștine erau implicate, se făceau foarte multe. Exista, de exemplu, 40 Days for Life, 40 de zile pentru viață, unde oamenii se adunau timp de 40 de zile, zi și noapte se rugau în fața acestor centre sau clinici de avort. Asta se întâmpla în februarie, când erau minus 20 și 30 când și 40 de grade. Când era pusă la grea încercare credința lor. Da, da. Și se adunau, cum spuneam, toți creștinii, deci ortodoxi, catolici, protestanți, erau și atei care veneau în stradă. Se întâmplau foarte multe lucruri, erau multe centre de criză de sarcină pentru mămici și bebelași și acolo, în Toronto fiind, de la festivalul de film din 2006, a câștigat un film care, cu toate că nu era explicit pro-life,
totuși... Tu l-ai mirosit, da, era da, era, exact, exact. Și tema, tot filmul era, a fost superb și a chiar câștigat festivalul de film. Și m-am uitat să văd cine sunt regizorii, care exact a fost scopul filmului, că mi s-a părut ceva foarte deosebit pentru ziua de astăzi. Să vezi un film cu mesaj atât de pozitiv, atât de încurajator pentru viață și valorile vieții și familiei. Și așa i-am descoperit pe acești regizori, iar când ne-am întors în România acum 5 ani, am fost un pic dezamăgit, să spunem așa, de faptul că aici avortul este o problemă așa de mare, iar în schimb sunt atât de puține inițiative și mișcarea în sine, nu este o mișcare ca acolo. Și am zis, ok, ne-ar trebui sidewalk counseling, ne-ar trebui regizorii din Hollywood, ne-ar trebui atâtea lucruri și aici, deci, s-o lăsăm centrele baltă. De criză, de sarcină. Și cum este mentalitatea americană, fiecare provocare, fiecare lipsă, aia este o oportunitate. Deci, pe de o parte eram desabăciți, pe de altă parte ne-am înflăcărat știind că, ok, asta e ocazia să facem ceva. Și am început să luăm legătura cu oamenii, cu organizatorii de acolo, de la centrele de criză de sarcină, de la coalițiile pentru viață care există. Am zis, e bine să avem legături, nu știm niciodată când o să fie nevoie mai mare. Și acum crescendo, de-abia anul trecut a fost difuzat în America și atunci a fost foarte greu să-l aducem și aici, regizorii și toată echipa era foarte implicată în promovarea acolo în Statele Unite. Însă anul acesta s-a evit ocazia și am reușit să facem acest lucru. Cum spuneam, este un film care a fost produs în mod special pentru această cauză, pentru a schimba inimile oamenilor, pentru a-i face să realizeze valoarea vieții, frumusețea vieții, triumful vieții. Și conceptul a fost să fie difuzat doar de către centrele de criză de sarcină. Deci nu s-a dat la cinematografe și acolo aceste centre le foloseau, deci difuzau filmul și din donațiile acelea ei își făceau fundraising și a avut un enorm succes. Între timp, după aceea a fost dat la mai multe festivale de film internaționale. În Hollywood a și câștigat festivalul de film. Aici sperăm să câștige doar inimi. Da, aici, exact. Și chiar și doar. Ei ar fi foarte mulțumit să câștige inimi. Exact. Asta este și scopul lor principal. Și l-am cuplat anul acesta cu un alt scurtmetraj, Butterfly Circus. Și unul din regizorii acestui film crescendo este și actor în Butterfly Circus. Și e pe aceeași temă, frumusețea vieții, demnitatea vieții, faptul că putem învinge circumstanțele acestea care nu sunt ideale, în care noi am spune ca și societate, este ok să omor copilul în aceste condiții. Astea sunt filme care ne arată, nu, dimpotrivă, din aceste condiții de multe ori reies genii și oameni care au impact asupra întregii umanități și istoriei. Deci sunt... Măcar te pune pe gânduri dacă nu... Da, da, nu exact. Nu mai mult de atât. Exact. Cine știe dacă te pui pe gânduri unde ajungi. Da, da, da. Și te ajută într-adevăr să vezi viața din altă perspectivă, să vezi potențialul vieții, de aceea și tema este viața, imaginează-ți potențialul. Pentru că sunt filme care poveștile... Într-adevăr, sunt drame, sunt probleme și la sfârșit vezi triumful asupra acestor probleme. Deci este viață. Absolut. Drame, probleme. Da. Și vor putea fi vizionate doar în Cluj-Napoca sau și în alte orașe? Da, Crescendo îl avem în exclusivitate aici în Cluj-Napoca și se va difuza la Cinema Mărăști. La... Deci nu și în alte orașe din România. Nu, nu. Uh-huh. La Cinema Mărăști, joi, seara, 20 martie, la 7. Oricum, în Cluj-Napoca se poate ajunge ușor, așa că... Da, tot. Românii sunt invitați acolo. Exact. Tot drumurile duc la Cluj. Și oricum, de data asta, da, datorită vouă, intrarea e liberă. Intrarea e liberă, exact. Filme și... Atât? Nu. Ne-am propus ca după aceea să continuăm cu... Nu că ar fi puțin lucru, vorbim de niște filme deosebite. Tu tocmai ai pledat pentru ele în chip minunat. Da, și tocmai de aceea vrem să profităm de faptul că o să fie lumea foarte inspirată și sperăm să avem discuții informale, dezbateri, o să fie cineva care o să dea o mărturie. Și da, sperăm să fie o seară unde într-adevăr se vor deschide inimi spre această cauză.
Alte evenimente pe lângă acest genul ăsta artistic? Pe lângă genul artistic, mai avem un gen oarecum academic, dar nu academic în sensul foarte strict și riguros, ci mai lejer și mai aproape de oameni. Luni, în 17 martie. Asta e prima zi de săptămână, exact, pentru prima viață. Prima zi a săptămânii pentru viață. Debutează cu o conferință pe care o organizăm împreună cu Minte Forte. La ora 6, la sala Casino din Parcul Central, tot în Cluj-Napoca, va avea loc o conferință despre efectele avortului, sfaturi și ajutor. Asta este titlul conferinței. Se adresează din nou publicului larg, intrarea este liberă. Vom avea doi medici care vor fi vorbitori principali, doamna Loredana Lar, care este medic psihiatru, și doctorul David Ile, care este medic pediatru și președintele clinicii Provita. Ei vor încerca să transpună în termeni foarte uzuali și foarte familiari ceea ce înseamnă, tot ceea ce ține de sindromul post-avort, efectele avortului asupra femeii, asupra familiei, asupra societății în general. Pentru că nu este doar femeia implicată în tot procesul acesta, ci din potrivă e un întreg vârtej de factori și de consecințe. Consecințe, da. Pentru că atunci când spui efectele avortului, mă gândesc că această conferință cu această temă se referă la femei care sunt într-o asemenea situație, nu la publicul larg, cum spui. Tocmai, se referă la... publicul țintă e publicul larg și chiar ne adresăm... De ce? Ne adresăm în special tinerilor și studenților, aș putea să spun. Pentru că ei pot ajunge în asemenea situații sau de ce? Și nu doar de asta, ci... pentru că, până la urmă, studenții de azi și tinerii de azi sunt medici de mâine, sunt economiștii de mâine, sunt politicienii de mâine și dacă ei ajung să aibă mentalitate pro-viață, atunci asta poate să fie contagios și poate să aibă un efect de domino. Îi pot influența pe cei din jurul lor. Și mai mult decât atât, având în vedere istoria foarte bogată, între ghilimele, bogată într-un sens nefericit, pe care România o are în privința avorturilor, nu ne putem minți crezând că doar femeile sunt responsabile și doar cele care trec într-un avort vor suporta consecințele. Nu, e ceva ce trece mult dincolo de asta și ne afectează ca și societate în general. Și atunci fiecare are un rol în povestea asta? Exact, da. Fie că avem de-a face cu persoane care trec într-un avort, fie că știm sau nu cazuri de femei care au trecut prin asta, suntem afectați în mod direct sau indirect de ceea ce ține, de tot ceea ce ține de povestea direct asta. Direct e simplu de văzut, dar indirect cum? Păi dacă ne gândim la faptul că în 40 de ani au avut loc în România cel puțin 22 de milioane de avorturi, ei bine, stăm să ne gândim, sunt 22 de milioane de români care nu s-au mai născut, care nu există. Asta nu are cum să ne afecteze. Pe lângă asta, avem de face și cu consecințe demografice imense și apoi consecințe economice. Studiile de specialitate, studiile în sociologie arată foarte clar faptul că dacă România continuă să aibă o rată atât de înaltă la capitolul avorturi, populația va ajunge să nu mai fie sustenabilă și asta are efecte economice uriașe. În sensul că ne putem aștepta ca în următorii 50 de ani să nu mai avem din ce plăti pensii, de exemplu. Pentru că nu vom mai avea populație care să susțină economia românească. Da, asta cred că e un cuvânt care ne trezește pe toți. Da, și dacă ne gândim și în mod personal, dacă ne gândim bine, fiecare avort alterează istoria. Pentru că ne gândim la familiile noastre. O singură persoană din arborele nostru genealogic, dacă ar fi fost avortată, n-ar mai fi existat restul. Dacă deci... pui problema așa, și mă uit la poza familiei, sigur. Deci cred că, mai ales în România, majoritatea familiilor știu că le lipsesc verișori, frați, surori. Deci absolut ne afectează pe tot. Și cum schimbăm, cum ajungem la efectul ăsta de domino, cum ai spus tu? Cum schimbăm... Dăm la o parte indiferența și scoatem la suprafață, în ideea că este undeva în adâncime, interesul. Păi ne așteptăm ca... Cum îi faci pe oameni interesați de... pe cei care se afectați mai indirect, pentru că cei mai mulți așa sunt, cum îi faci să înțeleagă că până la urmă îi va lovi treaba asta?
Păi, cred că informarea e un prim pas pentru a-i face pe oameni să fie interesați. Un om neinformat, bineînțeles că nu e interesat, dar în momentul în care afli niște realități, afli niște lucruri care țin atât de partea medicală, cât și de partea psihologică, cât și de partea economică. Socială, economică, da. Da? Nu ai cum să rămâi indiferent dacă cu adevărat îți pasă de ceea tine ce însuți. De tine însuți. Întâi da. Și apoi. Și apoi și de ce din jurul tău. Da. Da. Chiar nu ai cum să rămâi indiferent. Atunci, informarea e un pas important pentru asta. Și dincolo de informare, cred că vizionarea unor filme... Deci elementul artistic, da, e elementul important. Artistic, da, e important. Nu pentru că merge doar pe partea emoțională, nu, dar automat, în momentul în care auzi niște mărturii, în care vezi niște oameni care au supraviețuit avortului sau niște oameni care ar fi putut să facă avort și n-au făcut sau pur și simplu perspectiva de care vorbea Iulia în filmul Crescendo, o perspectivă pe care un artist ți-o prezintă în așa fel încât tu nu ți-ai fi putut o imagina singur, poate, nu în momentul respectiv. Și asta îți deschide o lume. Și Crescendo e bazat, de fapt, pe o poveste adevărată despre un personaj istoric foarte renumit. Nu ne spui! Hai că sunt curioasă! Se va afla! Bine! Trebuie să vii la film. Trebuie, văd! Da, și, într-adevăr, cred că în societatea românească este mai nevoie de mai multă dezbatere. Ați văzut, sau poate unii ați văzut, cum în state, de exemplu, în America, chiar și alegerile parlamentare și asta se dezbat pe problema avortului. Cine este pro-life și cine nu. Deci este tot timpul în față. Sunt dezbateri și sunt polemici și lumea știe și lumea este... Nu pot să zic că toată lumea e informată, dar toată lumea ia o poziție și unii chiar iau o poziție neinformată. Dar aici nici măcar atât. Deci trebuie discutată și în mediile creștine. Sinceră să fiu, nu se vorbește destul. Nu ne rugăm destul pentru aceste mame, nu ne rugăm destul pentru copii care sunt avortați. Dar oferim oare alternative? Poftim? Alternative oferim? Nu că, deci e în regulă, da, exact. Primul pas să ne pese, dar da. După informare și după campanii și după munci, muncă de lămurire, nu avortați, oferim ceva, și ajutor. Și tocmai astea sunt roadele din Statele Unite, pentru că acolo este o polemică așa de mare și cei care sunt pro-life au o voce foarte puternică, dar și fac. Pentru că pentru fiecare clinică de abort există statistic cam 2 centre de criză de sarcină. Și de obicei, aceste centre sunt plasate chiar în apropierea clinicii de abort. Și astfel, cei care conciliază în stradă, sidewalk counseling, cei care fac acest lucru acolo, când abordează femeile, nu le spun, nu faceți avortul, sunteți criminale, e o crimă. Le propun, nu vreți un ecograf gratuit, nu vreți să găsiți sprijin, dacă vă doriți acest copil. Sunt oameni care doresc să vă ajute. Într-adevăr, și atunci abordarea contează. Treci strada cu ele și le prezinți aceste alternative. La noi, pentru că nici măcar nu vorbim despre avort, de unde să avem atâtea clinici, atâtea centre pentru crizele de sarcină? Și ideal este să ajungem acolo. Ideal este să ne pese atât de mult de aceste femei și de acești copii, încât fiecare să zicem, da, putem dona haine, lapte praf, tot ce trebuie. Aici, la clinica Provita, se fac ecografii, se oferă sprijin medical, se urmărește sarcina. Deci, sunt lucruri care... Și acolo totul merge pe bază de voluntariat. Deci, foarte puțini oameni sunt angajați. Într-un centru ai probabil administrația, care sunt oameni plătiți și care stau acolo și își dedică toată viața. Deci să înțeleg că și aici e nevoie de voluntari. Absolut. Întotdeauna și oricât. Da, da. Și în rest, ceilalți, fiecare își dedică cât poate. O zi pe săptămână, o dimineață pe săptămână, o dimineață pe lună. Deci voluntar înseamnă puțin sau mult, depinde când decizi că poți să faci. Și încep cu puțin, evident, tot timpul ideal este să începi mic, să începi puțin și să clădești în funcție să începi. De... Da, și să începi, clar. De exemplu, la clinica Provita, voluntariatul înseamnă, variază. Sunt persoane care sunt voluntare și vin de 2 ori pe săptămână și stau câte 2 ore pe zi la Provita și fac consiliere. Avem voluntari care merg în licee și promovează un mesaj sănătos pro viață în rândul liceelor din Cluj-Napoca. Asta iarăși ia cam 1-2 pe săptămână, deci nu vorbim despre niște cifre astronomice, despre un timp de 24 de ore în care să fii implicat, ci dimpotrivă. Cred că
aproape orice persoană, dacă cu adevărat vrea, poate să-și pună deoparte o oră, două pe săptămână. Și dacă nu are idei, cauză. Poate că aveți voi să o puneți la treabă. Absolut. Le facem o listă dacă au nevoie. Să-și aleagă ce preferă să facă din ce aveți voi nevoie. Iar în finalul săptămânii, marșul. Marșul care, ziceam noi la început, va începe cu niște informări pe care le va aduce domnul Peter Costea, Gabriel Cosman, deci de la un militant cu experiență la un rezultat al luptei pentru viață, Gabriel. De altfel și voi aveți pe pereții birourilor voastre fotografii cu rezultatele muncii voastre, bebelușii ăștia fotogenici. Da, tare drăguț. Da, sunt o parte din bebelușii ai căror mame au fost de acord ca ei să apară în materialele noastre, să apară niște calendare pe care noi le-am realizat și e foarte încurajator să ne uităm înspre pozele lor și să vedem că sunt niște produse, practic, pro-viață, niște copilași. Da, mi se pare o idee extraordinară să vii cu lucruri, cu lucruri concrete. În cazul vostru, lucruri concrete înseamnă oameni da, așa care se fac parte din povestea și din lupta voastră, niște așa succese. Da. Da, ce e important la marș, pentru că tu spuneai, e într-adevăr că marșul nu e doar un marș. Deci cei care vor fi în 22 martie, sâmbătă, la ora 11 în Piața Unirii, nu vor... Și în alte orașe, și în alte orașe tot ora 11. Da, tot ora 11, da. Nu vor asista doar la un marș, ci vor putea să vadă, după cum spuneai și tu, mărturii ale unor persoane care fac consiliere în cadrul clinicii Provita și care pot să transmită mai departe ce înseamnă munca de consiliere și care e situația femeilor care vin pentru asta. Apoi vor fi medici care vor spune câteva cuvinte, Gabriel Cosman, despre care pomenea mai devreme Peter Costea, și alte persoane care sunt implicate într-un fel sau altul în ceea ce ține de munca pro-life, pro-viață, și care vor avea niște lucruri foarte interesante de spus, deci va fi chiar... încurajator să-i auzim pe fiecare dintre ei. După asta vom porni în marș, după cum e și titlul evenimentului, Marș pentru Viață, și sperăm să fim cât mai mulți cu bannere, cu materiale, cu niște fețe luminoase care se exprime bucuria pentru viață. Indiferent de vreme. Da, da, absolut. Indiferent de vreme. Fie că plouă, fie că ninge, noi vom fi acolo. Vremea bună o facem noi. Așa e. Și să sperăm că vremuri bune vor veni și datorită acestor eforturi pe care le faceți și pe care vreți să le faceți cu cât mai mulți voluntari, cu cât mai multe forțe, pentru că voi acum v-ați asociat cu multe denominații religioase. Cine mai participă? Anul acesta oficial este ASCOR, Asociația Tinerilor Ortodoxi, studenților de fapt ortodoxi, ASTRU, Asociația Tinerilor Greco-Catolici, Clinica Provita și Life FM, care este un centru, o comunitate creștină de asemenea, dar în ce privește faptul că este pentru publicul larg, chiar mă gândeam că, de exemplu, în Canada, în Statele Unite, aveai și atei pentru viață. Deci este vorba de dreptul omului la viață. Asta nu ține neapărat numai de catolici sau de ortodoxi sau de protestanți sau de ce-o fi. Oricine poate recunoaște acest lucru. Oricine poate recunoaște faptul că femeile merită mai mult decât un avort. În secolul 21, să-i spui unei femei sărace sau abuzate că du-te și omoară-ți copilul și după aceea întoarce-te la ce ai trăit tu înainte, nu este un ajutor. Noi ar trebui să oferim mai mult și femeile, în general, nu se trezesc dimineața și zic, astăzi vreau să fac un avort. Nu este un drept ca dreptul la vot care chiar te împuternicește. De multe ori sunt constrânse, sunt presate de părinți, de soți, de parteneri să fac acest lucru și eu cred că oricine, orice om, zici, ar putea să se uită, să se uite obiectiv la această problemă și să spună, da, și pentru femei vreau să mă implic, și pentru aceste vieți. Deci e vorba de vieți care sunt salvate sau ucise. E o problemă de viață și de moarte. Deci
e greu de, chiar dacă ar fi să ne gândim obiectiv, care este o cauză mai mare în lumea asta? Deci ne luptăm pentru dreptul de tot felul, pentru ecologie, pentru așa mai departe, vrem să eradicăm sărăcia. Dacă noi nu protejăm dreptul la viață, restul cauzelor își pierd și ele din valoare. Din da. Valoare, exact. Deci este de da, viață și de moarte. De viață și de moarte. Participarea și la această săptămână. Pe noi românii ne privește în mod special, tocmai pentru că este și această problemă mare demografică și viitorul nostru efectiv este în pericol. Și de aceea noi sperăm că o să vedem cât mai mulți adunați. Câtă frunză și iarbă, da, dacă tot da. A venit primăvara. Și... Exact. Și voi sunteți plin de speranță și de... Ați făcut cam tot ce se putea anul acesta, viitor probabil și mai mult. Exact, da. Dacă s-a mărit asta echipa e. Și asta sunteți puși pe fapte mari. Și număr mare și entuziasm, cum spuneai. Și ce e important să nu uităm e faptul că cei care vor să afle informații sau vor să se implice într-un fel, pot fie să ne contacteze ori pe noi, Clinica Provita, ori pe ceilalți organizatori, fie pot să ne caute pe Facebook, la Marșul pentru Viață Cluj-Napoca, sau mai este și un blog dedicat Marșului pentru Viață, marșulpentruviatacluj.blogspot.ro. Acolo se pot găsi informații de tot felul, mărturii, filmulețele despre care aminteai, tot ce avem e acolo. Și pentru că e o chestiune de viață și de moarte, participarea este așteptată cu sufletul la gură de către organizatori, stimați prieteni, filme, conferințe, marș, alegeți ce vreți, numai dăruiți măcar din timp și din energie. Mulțumesc, Roxana, Iulia, mulțumim, prieteni, vă așteptăm! Mulțumesc.